Urmărim acum o altă semifinală din, de această dată din Cupa Elitelor Under 17, confruntarea dintre Farul și Csíkszereda Miercurea Ciuc. S-a executat scurt până la Bodo, din nou de Aki. Ce degajare imprecisă până în picioarele lui Cristi Sima. Combină Sima cu Birbic, a reprimit Sima, Sima în supărața de pedeapsă și este deschidere de scor. Gol reușit de Cristi Sima în minutul 12. Iată, bucurie în tabăra constanțeană. La precedentele acțiuni, mingea a fost trimisă la colțul lung, nu au fructificat fariștii acele centrări. Rareș Munteanu, Rareș Munteanu, acțiune personală, posibilitate de șut și gol! Farul! Prin plan cu Rareș Munteanu, fundașul dreapta al echipei noastre, care modifică din nou tabela de marcaj. Minge întoarsă pentru Nechifor, Marchidan, Marchidan, Andreas Birbic, la marginea careului, David Pătru, execuție spectaculoasă, minge în bară, șut spre poartă și foarte aproape de 3-0 echipa noastră. Faza continuă, șutează și Căldăraru pe lângă poartă. Iată-l pe Sima devenind pentru Râpeanu. Râpeanu ajunge acest balon și accelerează spre poarta oaspeților. Râpeanu pătrunde sub roața de pedeapsă. Balon în careul mic și gol! Darius Păun, 3-0 în minutul 47. Vine și Cristi Sima. Execută însă înalt Birbic. Balon respins pe 16 metri. Șuta lui Dan Nechifor și gol! Spectaculos! Reușit de Dan Nechifor în minutul 54. Farul Csíkszereda, 4-0. Aceeași posesie pentru Alba Albaștri. Mihai Coman îl angajează pe Cristi Sima. În fața golului și minge pe lângă poartă, șansă de 5-0 pentru Farul. În minutul 59, iar jucătorii înlocuiți au fost Decarul Luca Păcuraru și jucătorul cu numărul 19 din formația oaspete, Luca Novelli. Și iată, golul de 5-0 vine în minutul 59, autor David Pătru. Avansează Căldăraru pentru Rareș Munteanu. Diagonală Rareș Munteanu, Mateo Manea, Mateo Manea în fața golului și este 6-0 pentru Farul. Minutul 69, iată, încă un gol în contul formației noastre, autor Mateo Manea, pasă foarte bună Rareș Munteanu și repunere de la margine pentru formația vizitatoare. Pe partea dreaptă, Loran Noghi, acțiune personală a fundașului dreapta, pasă în careu și capitanul Efraim Bodo este obstrucționat acolo într-un duel în interiorul careului. Arbitrul Florin Sava arată punctul cu VAR, punctul de la 11 metri. Să vedem față în față cu portarul Valentin Frățilă. Șut și gol pentru echipa din Miercurea Ciuc. Scorul devine 6-1. Și fluier final, într-adevăr, niciun minut de prelungiri. Victorie absolut meritată pentru Farul Constanța, 6-1 în fața lui Csíkszereda Miercurea Ciuc.